Ce cânti cu mai mare plăcere? Vraciule, ca stil Heavy muzical. metal. Heavy metal. Deși am început să mă duc și pe zona aia de YouTube, de muzică, am și cântat muzică lăutărească, adică vocea mea se pretează și ca orice actor, care eu consider că un actor este bun în toate genurile, adică nu doar pe comedie sau pe dramă sau pe eu știu. Am cântat cam orice, dar îmi place heavy metal-ul, practic. Care a fost primul concert la care ai participat tu în calitate de spectator și ai plătit și bilet? Cred că celelalte cuvinte, da? Iar concert mare a fost Big Four Somisphere 2009 sau 2010, când a fost Metallica, Anthrax, Megadeth și Slayer. Dacă e să alegi să cânti într-un concert ca locație, ce alegi? Club sau stadion? Ambele, practic, eu sunt așa prin formare și prin influența pe care am avut-o pregătit pentru stadioane și pentru show-uri mari. Chiar anul trecut am trimis, eu mă reprezint, eu sunt managerul meu și în 2020 am trimis în vară clipuri cu mine, cu ceea ce fac, despre ce povestim cluburilor, inclusiv cluburi din Iași, unde na, eu sunt din Iași, aici trebuie să mă desfășor mai mult. Și o domnișoară de la un club mi-a zis că da, dar ce faci tu e pentru stadion, nu e pentru noi, na, e cam, ești prea bun pentru noi, cam așa mi s-a zis, ești prea bun ca să fii căutat. Asta e un Prefer să faci compliment, un să știi. Asta e un poftim? compliment. Doamna a vrut să-ți facă un compliment și ok, să spun adevărul. Sau adevărul, sau un refuz mai drăguț. Ce mi se... Da, ideea e că lumea nu vede mai departe, adică se uită, vede, bă, ăsta e de ăla de show, e nebun, ăla numai aici se potrivește. Nu, mă potrivesc peste tot. Am făcut spectacole în cluburi, în pub-uri cu 5 oameni, am urcat și pe scenă cu zeci de mii de oameni. Adică eu cred că ceea ce fac eu și energia mea și sufletul meu se pretează și pe club, și pe teatru, și pe stadion. În club prefer că cum să zic, se creează atmosfera respectivă, legătura între mine și public e mult mai intimă și îmi place mai mult lucrul ăsta la club. Dar eu zic că prin formare, repet, sunt făcut pentru stadion, de la cu bună seara! Ok, bun. Eddie Van Halen sau Jimi Hendrix? Van Halen, dude. Ok, bun. Primul album pe care l-ai cumpărat din bănuții tăi, care a fost? Nu mai țin minte clar, crede-mă, nu mai știu de exact. Știu că primeam la un moment. Ah, Phoenix, da, cred că din alocație. Phoenix, ce ne-au dat nume, Phoenix sau Holograph, stai în pola mea, și am aici. Tot vreau să-l recenzez, dar văd că lumea nu prea e nebunită după stilul ăsta de format și am să mă bag pe nu știu, Zodiac, alte chestii care Ok. merg acum trendul. Dar Discutăm ce și să fac despre. la pola mea, astea sunt albumele, da. Ok. Trei piese preferate pe care le asculți oricând în cele 24 de ore ale zilei. Wow, deci e un fast forward interview ăsta. Eu sunt obișnuit să stau așa la povești, vorbesc foarte mult, de fapt profesional și mă lungesc așa. Cred că Judas Priest, Painkiller, e piesa care îmi dă mereu poftă de viață, adică și forță. Sunt mai multe melodii, acum e pe foarte greu trei piese. Judas Priest, clar, Painkiller, ceva de la Iris, neapărat. Eu știu, Tot Zbor, cred că e melodia copilăriei mele. Și ceva între Steel Panther, Skid Row, Van Halen, ceva un glam care iarăși îmi dă un chef de viață, adică să mă ridic din nou la luptă, că asta e vorba în viață, să te ridici de fiecare dată când cazi. Sau ceva Iron Maiden, nu știu, Aces High, ceva așa epic, glorious, powerful, știi? Manowar, Hail and Kill, din astea. Chitară, bas sau chitară, eu știu, armonie, Chitară, solo, chitară, chitară. chitară? Ai o marcă de chitară preferată? Ești pe Fender, pe Gibson, eu știu, Jackson, ce, Series? Îmi place foarte mult Ibanezul ca și sau Kramerul ca și sunet pe electrică, mult mai mult decât Gibson sau Fender. Fender sunt mai de blues, așa. Eu am un Ibanez acustic când mă joc, când zdrângă la chitară pentru vecini, deci nu sunt mofturos la chestia asta, să sune cât mai rock, cât mai bine. Ce hit ai fi vrut tu să-l compui? Deci, bă, Dar nici piesa unul. asta, dacă o scriam eu, eram bun. Era Dar ca nu. hey Joe. Nu am de astea, nu am de astea. Cum zici? Am foarte multe melodii pe care le-am. Am și pe YouTube cu Legend 3 sau 4 melodii, compoziții proprii. Am în minte foarte multe riff-uri, foarte multe idei, dar nu am ajuns în momentul ăla în care să stau cu pixul pe foaie să scriu și versuri și să le. Mă refer la compoziții proprii. Dar am compus, am melodii, Legend Killers, Attack, Metal Monster, Killers îmi place foarte mult cum a ieșit melodia. Urmează acum, vreau în martie-aprilie să pun pe YouTube, pe canalul meu de YouTube din nou, melodie
pe care am făcut-o prin 2016. Mai glam în zona asta, se numește În puncte puncte ta. Deci sunt. Nu am de astea, vreau să compun eu piesa aia. Nu, ok. Ok, bun. Ultima întrebare la quizul ăsta, solo sau formație? Cum îți place să cânti? Formație. Mi-am dat seama de puterea grupului, de respect între colegi. Întotdeauna eu am fost un om de formație, chiar dacă am ieșit în față prin anumite lucruri sau apariții sau orice ar fi fost. Între solo și formație prefer formație, altceva.